antreprenor, pentru că vorbim de o perspectivă de antreprenoriat, un alt înțeles, o altă conotație, pentru că fiecare își dorește poate altceva de la viață și până la urmă nu există doar o cale către succes, fiecare își găsește calea lui. Dar sunt curios care este calea invitatului meu care a reușit o performanță în domeniul afacerilor, construind o companie românească care să aibă foarte mult succes în zona de brokeraj de credite, acolo unde competitorii sunt în mare măsură internaționali și, precum știm, în competiția cu multinaționalele sau cu firmele internaționale, este mai greu companiilor locale să aibă rezultate spectaculoase. Alături de mine, Valentin Angel. Mulțumesc foarte mult, Valentin, pentru prezență. Mulțumesc și eu de invitație, Alex, și salutări. Bine ne-am revăzut. Valentin, n-am mai realizat o emisiune împreună de ceva timp. Lumea s-a schimbat. A venit peste noi pandemia, acum în spectru al unei tensiuni la granițele României. Inflație. Asta cu inflația, cred că s-a resimțit într-un fel sau altul și în baza afacerii tale, care este persoana de credit, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Vreau să te întreb dacă tu ai avut succes de la început sau a fost ceva ce ai descoperit pe parcurs și a trebuit să lucrezi la treaba asta? Nu, succesul cu siguranță nu a fost de la început. Succesul a intervenit în momentul în care am văzut mizeria în care mă regăseam. De fapt, este vorba de mizeria în care ne regăsim majoritatea dintre noi. În momentul în care vezi că pe românește trăiești într-o sărăcie, atunci când conștientizezi profund asta, atunci se întâmplă niște lucruri. Atât în viața personală, cât și în business. Și da, repet, nu, succesul nu a fost de la început. Au fost momente destul de grele, momente când ne-am dat cu capul de pereți, dar și momentul în care am conștientizat că nu este ok viața pe care o trăiam până la acel moment și de acolo, să-i spunem așa, a intervenit succesul. Când spui sărăcie, te referi strict la partea materială sau e un concept mai amplu la tine? Este cu siguranță un concept mai amplu. În primul rând vorbim de sărăcia mentală. Și acolo putem să vedem, fiecare dintre noi, putem să vedem programele pe care le-am dobândit, moștenit, pornind din familiile noastre, neacuzând nici vorbă familiile. Da, e ca mentalitatea. Exact, mentalitatea pe care fiecare dintre noi a moștenit-o de la generație la generație. Pe tine și-a pus amprenta mai mult tata sau mama ta? Cred că ambele persoane. N-am un procentaj mai mult acolo sau mai mult acolo. Nu. Amprenta pentru fiecare, pe fiecare dintre noi și-o pun părinții și societatea. E asta. Unul dintre ei antreprenori sau cu ceva chemare, vocație de întreprinzător? Nu. Și atunci a trebuit cumva să-ți dezvolți tu treaba asta. Atunci a trebuit să văd cum stau lucrurile, ce programe am dobândit, moștenit și de acolo să văd mai departe, este în regulă să-mi duc viața așa sau să mă duc într-o altă direcție. Dar până să ajung în antreprenoriat, pot să spun că la insistențele tatălui meu am intrat în Ministerul Apărării Naționale. Și am lucrat o scurtă perioadă de vreme. Tatăl meu a lucrat o viață întreagă. Am lucrat și eu, repet, la insistențele tatălui o scurtă perioadă în Ministerul Apărării, mai exact în Poliția Militară. Cu ce s-o ocupă Poliția Militară? Uite, e un subiect pe care nu-l stăpânesc deloc. Pot să spun cu ce mă ocupam eu și la modul general cu ce se ocupă Poliția Militară.
eu mă ocupam cu instruirea soldaților de până în 4 luni de zile. Pe vremea când eu am lucrat, încă se mai făcea obligatoriu armata. Și nu se știe când revine. S-ar putea să fie o calificare de actualitate. Da. Instruiam soldații în, repet, primele 4 luni de zile, după care ei plecau de la noi, se duceau în alte unități. Pot să spun că am mai participat la anumite misiuni în țară, nu în afara țării. Spre exemplu, în țară, la un moment dat, una dintre misiuni era să-i păzim pe reprezentanții țărilor membre NATO care au venit aici. În momentul în care se retrăgeau la hotel, noi asiguram această pază în interiorul hotelului. Hotelurilor sau hotelului. La modul general, cu asta se ocupă poliția militară. Și ce tip de pregătire aveai în spate ca să poți să faci? Adică, nu știu, sunt tehnici de tras cu arma, tehnici de luptă, corp la corp, o anumită condiție fizică? Oricare soldat de la vremea aceea sau oricare angajat de la vremea aceea sau acum trebuie cu siguranță să aibă pregătire și fizică, dar bineînțeles și de a mânui o armă aceea pe care ți-o alegi sau la care ești tu încadrat. Ajută disciplina asta, o anumită rigoare, o anumită disciplină în ceea ce ai dezvoltat mai târziu ca antreprenor? Sau mai degrabă ți-a pus piedici? Nu știu cât de mult ajută. Din punctul meu de vedere, nu foarte mult. Dar la felul în care au fost crescuți majoritatea copiilor din România, în general, și mi-asum când spun asta, iresponsabil, acolo intervine o oarecare responsabilitate prin care trebuie să răspunzi tuturor celor care îți sunt puse pe masă. Da, din punctul ăsta de vedere ajută. Din alt punct de vedere, părerea mea este că nu. Pentru că în orice domeniu din ăsta militar, mă gândesc că ai un target, ai o strategie, ai o focalizare, ai niște pași, da. poate că este cumva mai structurată și mai acțională toată treaba. Pentru că mulți dintre antreprenori poate că greșesc și intelectualizând foarte mult și poate pierd anumite oportunități de piață. Nu acționează la momentul respectiv sau poate nu se opresc la prima barieră, la primul obstacol. Asta a fost o problemă pe care eu personal am întâmpinat-o, am trăit-o. Să dau așa un exemplu, aveam 10 direcții pe care consideram că aș putea merge. Nu știam care dintre ele este cea mai potrivită și atunci exista o lungă perioadă de așteptare. Neștiind să mă duc în stânga, să mă duc în dreapta, care este mai bine, exista o lungă perioadă de așteptare, ceea ce asta este cea mai mare problemă. Până în momentul în care tu nu acționezi pe oricare dintre direcții, tu nu vei ști care este cea mai bună. Și atunci problema este așteptarea, rezolvarea este acțiunea. Ai mai făcut încercări înainte de lansarea acestei companii cu care ai avut succes? Sau a fost cea pe care ai mers de la început și ai dezvoltat-o? Nu, a fost cea pe care am mers de la început și am dezvoltat-o. Deci ai știut să alegi, privind retrospectiv. Da. Sau uite, dacă te-ai întoarce acum și ai da sfatul celui care avea 10 variante în față, ai alege aceeași direcție sau ai alege alta? Adică experiența de acum. Același domeniu de activitate? Da, sau aceeași.
ca și domeniu de activitate, pot să spun că este unul foarte interesant, plăcut și cred că aș alege, da, să reintru în același domeniu. Pot să spun pe de altă parte că îmi place și cercetarea. Adică dacă aș porni de la început, poate că m-aș uita și la cercetare, dar bineînțeles că pot să o fac și acum. Adică în, în ce domeniu te interesează cercetarea? Cercetarea, pot să spun că la modul general, cercetare. Dar ca să intrăm așa mai în detaliu, poate că m-ar interesa cercetarea în privința corpului uman. Cum funcționează el, la ce reacționează, cum putem noi să fim sănătoși, tineri, frumoși, cum putem să ne prelungim durata de viață. Iar dacă putem să vorbim așa mai abstract, puțin mai abstract, deși nu este abstract, este cercetarea în conștiință. Adică ce gândim, de ce gândim și de ce ne ducem pe anumite direcții și nu ne ducem pe altele. Găsești o corespondență între corp și grija pe care o avem față de corp sau o anumită relație pe care o avem cu corpul nostru și succesul pe care îl are cineva în afaceri? Da. Este cu siguranță și ăsta un aspect important, pentru că dacă noi nu ne îngrijim de corpul nostru, dacă corpul nostru nu este sănătos, tu automat nu o să poți să faci nicio afacere. Adică trebuie să fii sănătos cu totul. În primul rând, corpul nostru este sănătos pentru că noi suntem sănătoși mental. Altfel, n-ar putea să fie sănătos. Și da, cu siguranță, îngrijirea corpului și nu numai îngrijirea corpului, este îngrijirea a tot ceea ce ne înconjoară. Adică nu pot să spun că eu am o dezordine totală în casă, iar afacerea este o ordine totală. Nu. Cum este acasă, așa este și în business. Adică, da, îngrijirea de orice. Eu niciodată n-am făcut adică am luat cu totul împreună. Că vorbim de... Se vorbește foarte mult. Viața personală, viața de business. Din punctul meu de vedere, nu există așa ceva. Adică viața mea personală include și business-ul. Nu pot să spun că acum sunt la business, acum sunt în viața personală. Este un cu totul. Eu când plec în concedii, în vacanțe, în weekend-uri și așa mai departe, nu întrerup business-ul. Adică pe mine, dacă mă contactează cineva la telefon, că e coleg, că este client, că este partener, că este orice ar fi, pentru faptul că sunt în vacanță, înseamnă că mă deranjează. Nu. Este un cu totul. Pe de altă parte, și când sunt la birou, adică în business, eu mă simt la fel ca în vacanță. Adică nu le separ. E un tot. Asta este viața pe care o trăim. Dar ți-ai și creat mediul de așa natură, inclusiv business. Da, cu siguranță, pentru că mi se pare normal și firesc ca atunci când faci un business să fie tot mediul plăcut pe care ți-l dorești. Ești la business și în această emisiune de televiziune, că presupun că primești niște notificări pe ceas și dacă tot le primești, hai să vorbim despre ele. Deci ce face device-ul acela și cu ce te ajută el în partea de business? Nu mă ajută în partea de business. Device-ul, ăsta da. Ăla da? Da, ăsta este indispensabil, adică nu. Device-ul ăsta este o jucărie mai complexă, să spunem așa, care îți măsoară toate cele din viață, de la pași până la puls și așa mai departe. Deci e mai degrabă un device de sport și sănătate, de business. E dedicat de sport, da. Dar, așa cum spuneai tu mai devreme, vin și notificările de business, e-mail-uri, WhatsApp. Apropo de WhatsApp, eu lucrez foarte mult, mai mult pe WhatsApp decât pe e-mail.
Deci avem comunicări permanente pe WhatsApp. Aceste tool-uri au schimbat complet comportamentul de business. Și eu folosesc foarte mult aceste aplicații, WhatsApp, Telegram, mai sunt și altele. Înțeleg că unii au început să folosească Signal sau alte tipuri de tool-uri de genul acesta. Mi se pare mult mai interactiv, intru mai rar pe Da, este asta. Mult mai rapid. Și în același timp e și mai puțin intruziv, pentru că omul citește când vrea și poate scoate notificările ca să nu-l deranjeze. Dar asta cu... În weekend mă deranjează, e o atitudine. Adică poți să-ți lași telefonul acasă, poți să-l lași pe mut, da? Okay. Poți să nu răspunzi. Dar, într-adevăr, sunt și persoane care se simt deranjate că primesc anumite mesaje în weekend. Îmi aduc aminte că am primit la un moment dat, acum vreo 10 ani, eram în weekend, aveam niște reviste de business. Era perioada aceea cu criza financiară, nu știu ce, mergea greu revistelor. Și eram într-un weekend și trimiteam mail-uri de vânzare, de publicitate la revistă, la diverse agenții. Și un domn s-a supărat foarte tare că i-am trimis mail pe adresa de serviciu în weekend, că cel deranjează în weekend. De parcă știam eu că și-a pus neapărat pe telefon și poate i-a fi bâzit în cap, adică putea să fie foarte bine undeva într-un server mail-ul ăla. Eu mă gândeam că oamenii îl găsesc a doua zi luni la prima oră și, mă rog, au sau nu un răspuns favorabil sau nefavorabil la ce propuneam eu acolo. Dar era foarte... Că am adresa lui de mail de la un eveniment, pe care îl organizasem și că a venit acolo la recomandarea nu știu cui, dar altfel n-aș avut eu adresa de mail să-l deranjez pe el în weekend. Cred că foarte multe persoane sunt... deranjate în weekend sau când pleacă în concedii de faptul că se ține sau se încearcă a se ține legătura cu ei în continuare și să răspundă la anumite solicitări. Da. Dar din punctul meu de vedere aici este într-adevăr este foarte deranjant în momentul în care tu nu te regăsești în povestea aia acolo unde lucrezi. Și e un scârbici și abia aștept să închizi ușa. Păcate, ești angajat. Da. Din păcate, din punctul meu de vedere, adică văzând lucrurile cum funcționează la mine, pot să expun acest punct de vedere. Dacă tu, indiferent că este business sau că este locul de muncă unde ești angajat, dacă tu nu te regăsești acolo, nu te simți bine, nu faci... nu desfășori activitatea cu dedicare, cu plăcere, e total greșit. Și atunci, cu siguranță, când ești în perioada ta de liniște, că e concediu, că e weekend, că e zi liberă, de oricare ar fi, vrei să nu fii deranjat. Dar problema pornește de la faptul că tu ai vrea să fii nederanjat și când ești la lucru. Sacrici. Exact. Adică aici fiecare dintre persoanele care se regăsesc în povestea asta ar trebui să se uite la locul de muncă, că nu se regăsesc acolo. Nu se regăsesc ei, poate altora le-ar fi extraordinar. Că, nu știu, dau un exemplu de job. Sunt persoane care sunt sunate de 100 de ori la telefon când sunt la muncă. Unora le place, altora nu. Dacă tu nu te regăsești în povestea aia, ar trebui să te uiți într-o altă direcție. Apropo de chestia asta, să mă scriu o poză de publicitate de la voastră, ne întreb înainte dacă ai văzut filmul Team Building. Nu, am văzut doar secvențele, prezentarea. Da, apropo de e-mail-uri și... Da. Mulțumesc, Valentin. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția asta despre succes în viață, în afaceri și calea către el. Așadar, publicitate. Mm.
astăzi, vorbim despre tendințele din mediul de afaceri românesc. Seara aceasta vom vorbi, vom încerca să facem o radiografie a stării firmelor din România în ziua de astăzi. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu și vă invit la o nouă emisiune, Vocea Libertății, aici la Canal 33, într-un spațiu al libertății. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a străi viața. Mi s-a părut foarte interesant. Sunt subiecte care, să vă spun, în altă parte nu se discută. Știu. De data aceasta o să vă spun bună ziua. Bine ați venit la Sfere de Interes, ediția de marți cu H.D. Hartmann. Ziua bună! Nou format, nou destin! Liderii lumii pierd încrederea oamenilor. De exemplu, liderii guvernamentali mai au încredere din partea oamenilor doar în proporție de 42%. Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. O zi foarte importantă la București. Reuniunea flancului estic NATO, nou președinț, s-au întâlnit la București. Despre postul cu apă. De fapt, ce înseamnă postul cu apă? Ne-am reîntors, stimați telespectatori, la Jurnal de Business. A fost o discuție atât de interesantă cu domnul ministru Marius Bostan, încât l-am reținut să continuăm dialogul pe câteva idei care ne-au rămas restante. Vorbim despre noua lege a vânătorii, despre care sunt implicațiile acesteia. Ce-i de făcut ca să reușim să mâncăm sănătos? Să mâncăm! În seara aceasta continuăm discuția despre războiul dintre Ucraina și Rusia. Cât de tare ne frige și cât de tare ne va frige în continuare la buzunare curentul electric? Suntem atât de legați de tot ceea ce se întâmplă pe cer, dar mai ales suntem legați de traseul lunii. Crescând puterea energetică la nivel uman, crește și impactul agresiunilor pe care oamenii și le fac unii altora. Dimineața și bun regăsit la Jurnal de Business. Astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă coachingul în afaceri și felul în care un coach profesionist ne poate ajuta să câștigăm mai mulți bani, să ne dezvoltăm afacerea, dar și să avem o viață mai bună. Am inițiat astăzi jurnalul politic și vorbim despre Schengen alături de invitatul permanent al emisiunii, domnul H.D. Hartmann. Ziua bună tuturor de la Canal 33, ziua bună Alex Răducanu și celor din spate, este una din echipele cele mai plăcute de mine, este preferata mea din toate televiziunile, echipa de la 33. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Un subiect drag mie, cartea și tehnologia ne salvează România. Vă mai aduceți aminte de melodia Să fim copii pentru un cozi? Dar de ce numai pentru un cozi? Ne-am reîntors la Jurnal de Business alții de Valentin Angel, antreprenor. Valentin, fiecare dintre cei care au reușit au ingredientele lor. Care au fost ale tale? Vezi tu, Alex, noi de multe ori tindem să ne uităm la X, Y, Z, ce a făcut, cum a reușit și care sunt ingredientele. Din punctul meu de vedere, și care este o realitate, înainte ca cineva să aibă acea reușită, se petrece ceva cu acel om.
Și atunci, noi nu putem să ne uităm la ingredientele lui X, Y, Z, pentru că alea sunt ulterioare a ceea ce acel om a conștientizat că nu este ok în viața lui. De acolo lucrurile se desfășoară și se duc pe un făgaș de, hai să-i spunem așa, prosperitate, că vorbim de business și vorbim banii de bani. Sunt importanți. Exact. Da. În momentul în care tu vezi că ești într-o limită financiară, de acolo lucrurile ulterior se desfășoară. Dar aici este problema pe care foarte mulți dintre noi nu o înțelegem. Ce înseamnă să vezi asta? Că fiecare dintre noi spunem, da, eu vreau milioane de euro, eu, nu cred că e vreo persoană care să nu spună că vrea nu știu câți bani. Uite, am citit despre o tipă care moștenește o avere de nu știu câte miliarde, lăsată de bunică sa, într-o familie de asta foarte bogată, cu o afacere foarte prosperă undeva în Germania, și a spus că ea nu vrea niciun ban, să ia statul pe toți. Nu știu de ce, măcar nu face o chestie caritabilă sau nu știu ce, dar spune că nu vrea să-și ia responsabilitatea să împartă banii aia, să fie taxat. Sigur. Și înțeleg că este și o mișcare, și ea face parte din ea, de bogați, taxați-ne mai mult. Mi se pare amuzant. Probabil. Acum, au această problemă de conștiință că nu sunt suficient de taxați. Cu siguranță putem vorbi și de excepții. Dar noi nu vorbim de excepții, vorbim de majoritatea, normal, da. Care vrem să avem cât mai mulți bani în buzunar. Însă, la ce mă refeream mai devreme? A vedea, de fapt, sărăcia, a vedea în care te regăsești, înseamnă a conștientiza profund acel element. Pentru că așa, da, te uiți, ok, eu am 2 lei astăzi în buzunar. Da, și vezi, și mâine tot 2 lei, că atât câștig eu. Și poimine tot 2 lei și zic, da, văd că am 2 lei în buzunar. Nu. Tu nu ești conștient total de gravitatea, să-i spunem așa, gravitatea acelui lucru. Adică tu poți deveni conștient că pentru faptul că îți intră 2 lei în buzunar, tu îți permiți doar X și Y și atât. Dar poți să vezi că multe alte persoane din jurul tău câștigă 3 sau 20 de lei. Și atunci ei își permit multe alte lucruri. Dar cea mai mare problemă este că noi nu ne dăm seama că acei 2 lei îi băgăm în buzunar conform programelor mentale pe care le-am înregistrat. Și așa ne-am obișnuit cu ele și trăim cu ele. În momentul în care există acea conștientizare profundă că nu este ok, eu trăiesc de fapt o viață de mâna a doua. Nu este ok să trăiesc așa cum am moștenit eu, cum am învățat eu din copilăriile mele, cum am văzut la părinți, în societatea din jurul meu de la vremea aceea. Nu este ok să trăiesc așa. Atunci când există conștientizarea aia profundă, atunci barierele s-au dărâmat. Asta este problema în oricare aspect al vieții noastre. În momentul în care conștientizăm de unde este problema, bariera s-a dărâmat. Avem o întrebare de la o telespectatoare. Cum faci trecerea de la idee la acțiune, la materializare? Să nu rămâi doar cu ideea. Aș putea răspunde foarte simplu. E ideea, te duci și acționezi. Dar probabil că întrebarea survine pe un alt fond. În sensul că am o idee, dar nu pot să acționez pentru că am nevoie de. Și atunci, lipsindu-mi aia și aia și aia, eu nu pot acționa. Dar trebuie de foarte multe ori să ne uităm în momentul în care consider că eu nu pot acționa pentru că îmi lipsesc elementele X, Y, Z, în general banii, eu nu pot acționa astfel încât să fac lucrul ăla. Însă, s-ar putea să fie o gândire total eronată. Tu vei aștepta să vină banii ăia și probabil și bine. Că nu vor veni. Exact.
tu trebuie efectiv, am ideea aia, nu contează cum, eu mă duc și acționez. Intru prin orice cale, orice mijloc îl văd eu la momentul ăla. Eu trebuie doar să vreau să pun aia în practică. Și văd de unde, o apuc. Unde sunt? Da, prin orice cale, orice mijloc, acum eu legal. Nu mă refer că... Da, exact. Da. Și văd eu ce mai apare, cum apare. Poate apare un investitor lângă mine. Poate apare, nu știu, o moștenire, cum spuneai tu mai devreme. Dar investitorul ăla apare dacă pe mine mă vede că mișc ceva. Aia cu siguranță. Și este inspirat, poate, sau este motivat de ceea ce eu fac și se gândește sau... Poate că mă abordează el sau poate că l-abordez eu, dar dacă am ceva să-i arăt. Nu doar o poveste. Păi, cum ar putea să apară investitorul dacă eu nu intru în povestea aia? Deci, indiferent, orice mi-ar lipsi, că mă gândesc eu că îmi lipsește, dau exemplu banal, un telefon, că îmi lipsește calculatorul, că îmi lipsește o clădire de birouri, că îmi lipsește orice, asta vorbim de business. Mulți sunt prins și în contexte personale. Am familie, am copii, am responsabilități, trebuie să duc copilul la micul nu știu unde, trebuie sigur, să mă duc sigur. Să cumpăr, să fac, să dreg și unde să mai fac eu afaceri. Cea mai mare problemă noastră este scuza. Eu nu pot pentru că. Nu. Tu dacă realmente vrei, tu poți. Dar este o dedicare, da, am ideea și intru în ea, mă duc acolo, chiar dacă nu contează cu ce element. Eu nici n-am cum. În general, noi ca oameni funcționăm prin memorie. Dacă eu îmi tot caut în memorie, prin toate gândurile mele, și vreau să acționez pe ceva nou, ceva ce eu nu am făcut până acum, mie niciodată din memorie nu îmi va surveni nimic. Fapt care se și vede la fiecare dintre noi care exprimă acea scuză. N-am timp, n-am aia. Pentru că memoria niciodată nu o să-mi dea soluția. Uite, trebuie să faci aia din memorie. Păi nu știu, n-are cum să-mi survină din memorie aspectul ăla pentru că eu nu l-am mai făcut până atunci. Și atunci, în momentul în care eu realmente vreau să fac aia, mă duc fără să știu cum se face. Și intru în povestea aia, oricare ar fi ea. Că e vorba de business, că e vorba de viață personală, că e vorba, că acum le separăm ca să înțelegem despre ce discutăm. Viață personală, să spunem, vreau să-mi cumpăr o casă. Sau nu știu, vreau să-mi întemeiez o familie. Păi nu pot să-mi întemeiez. Dar vreau să cumpăr o casă, îl sunt pe Valentin. Dacă am nevoie de bani. Da. Nu pot să-mi întemeiez o familie dacă eu nu ies din casă. Corect? Deci eu trebuie să intru în proces, să intru în acțiune. Dacă stau și aștept... Își mai cumpără oamenii case în contextul ăsta cu inflația asta și cu ratele la credit care sunt? Să știi că da. Sunt undeva cam, din ce ne-am uitat noi pe statistici, sunt undeva cam pe la jumătate tranzacțiile. Față de cum erau înainte. Da. Dar să nu uităm că în pandemie au crescut față de anterior pandemiei, perioada anterioară pandemiei. Deci a fost o creștere și acum da. E o descreștere, o recuperare. Da, cumva e undeva pe la, tranzacțiile sunt undeva pe la jumătate. Se tranzacționează alte tipuri de proprietăți, pentru că am înțeles că în pandemie era un interes foarte mare pentru case. Așa curte, este. Case, da. Să nu mai, dar fie nu neapărat. Dar nu neapărat. Uite, atenție. Într-adevăr, a fost un interes foarte mare pentru case, dar a fost un interes foarte mare și pentru apartamentele mai mari. Adică dacă trăiam într-o garsonieră, cei care trăiau într-o garsonieră au vrut un apartament cu două camere. Cei cu două camere au vrut cu trei sau cu patru. Pentru cei că care... una e să stau cu partenerul sau cu ei amici două ore pe zi când vin la serviciu și alta e să stau toată ziua că lucrez de acasă și îmi dau seama că mă sufoc acolo și vreau să am camera mea sau copiii camera lor sau mă rog. Asta odată că lucrez de acasă, un alt aspect, gândindu-se oamenii că, mă rog, fiecare dintre noi am văzut ce înseamnă să stai închis în casă, da? Și atunci tu când ești închis în 40 de metri pătrați, poate vrei să fii închis în 60. Exact. Da, și a existat trendul ăsta, s-au făcut într-adevăr
foarte multe tranzacții în pandemie. Acum, repet, au mai scăzut un pic, dar din punctul meu de vedere nu este ceva... Apropo, ratele astea de dobândă, da. Dacă eu mă duc acum și iau un credit ipotecar, nu știu, cam care ar fi marja de dobândă la care mă pot aștepta azi, dacă mă duc să accesez un credit? Între 7%. 7%? Da. Fixă. Fixă. Bun. Sincer, mă așteptam să fie mai mare. Sunt și dobânzi mai mari. Bun. Da, hai să luăm pe asta. Da. Deci, probabil că voi cunoașteți toată piața ca broker. Exact. Și recomandați clienților cea mai bună soluție, cea mai bună dobândă, în funcție de situația lui. Da, și mai mult decât atât, pentru că, vezi tu, eu am exprimat mai devreme, ok, tranzacțiile au scăzut. Aia nu înseamnă că noi, ca și companie, am scăzut în cifre de afaceri. Noi, anul acesta, o să terminăm cu cifre de afaceri mai mare decât anul trecut. Foarte interesant și vreau să revin la chestia asta, pentru că mi se pare foarte tare, foarte tare, dar ca să închid puțin subiectul mai devreme. Deci, iau un credit acum cu 7%, să spun. Da. Asta înseamnă că voi avea 7% pentru tot restul vieții mele sau dacă peste 2 ani, 3 ani, inflația se domolește și ajunge o chestie normală, mai pot reduce și, de fapt, efortul e pe ăștia 2-3 ani cât e inflația mare. Atenție! Exemplul de dobândă pe care l-am dat, în jurul a 7%, este o dobândă pe o perioadă limitată de timp, fiind fixă. Deci, indiferent, în, să spunem, 3-5 ani de zile, indiferent ce s-ar întâmpla în această perioadă... În bine sau în rău, aia e dobândă. Aia e dobândă. Mi-o asum și eu și asumă și banca. Da. Ceea ce poți face tu, ca și persoană care a obținut un credit în această perioadă, este să, după 2 ani de zile, să presupunem că indicii robor, IRCC scad, deși roborul oricum nu ne mai interesează pentru creditele noi. Roborul se aplică doar creditelor acordate înainte de anul 2019. Să presupunem că indicele IRCC va scădea foarte mult după 2 ani de zile. Tu ai oricând posibilitatea să te refinanțezi. Deci chiar dacă ai luat un credit astăzi cu o dobândă de 7% și ulterior indicele va scădea, să presupunem că va exista o dobândă variabilă cu un 2% marjă de profit a băncii plus indicele de referință IRCC, să presupunem că ajunge și el la 2%, deci în total 4%, tu poți evident să te refinanțezi în acel moment. Acum, o problemă pe care oamenii în general o știu, dar nu știu toate detaliile pentru că nu se informează, dar iată, este un moment în care noi să expunem acest aspect în privința refinanțărilor. Oamenii știu, cel puțin cei care dețin un credit, știu că atunci când vor să facă o refinanțare implică niște costuri. Și costurile cele mai mari ar fi, sau costul cel mai mare ar fi cel al contractului de ipotecă, pentru că trebuie să resemneze contractul de ipotecă la notariat. Și atunci oamenii decid să nu facă acest pas al refinanțării pentru că implică acele costuri și nu știu, ce se va întâmpla cu indicele. Hai că mai aștept, poate scade, poate mai crește. Nu e bine dacă mai crește. Dar e o sumă certă pe care e mare și mă sperie și mi se pare că e riscant să o plătesc și nu știu cum o să fie. Ca să fac pasul și nu știu după aceea ce o să fie. Însă, ceea ce oamenii nu știu este că există și oferte prin care banca plătește costul cu notariatul, plătește costul cu evaluarea, deci oricând pot să facă refinanțarea, mai ales nouă ne vin destul de multe solicitări de refinanțare a creditelor de primă casă obținute anterior anului 2019, sunt în funcție de robor. Și ajung acum la un cost de peste 10%. Este păcat,
în acest moment ca tu să nu faci o refinanțare a creditului, să-ți scadă, că-ți scade foarte mult rata, să te asiguri pentru următoarea perioadă de timp, 3-5 ani de zile, că vei fi la un nivel cu rata și nu se modifică nimic, plus faptul că nu te costă nimic, mă rog, nu te costă nimic, te costă 102, poate 3 de lei, de la situație la situație sunt niște mici costuri, dar asta eu nu văd o problemă. Deci, te asiguri, faci refinanțarea, ba chiar mai mult decât atât, persoanele care au obținut creditele de primă casă ar trebui să-și amintească că în momentul în care au făcut, au semnat contractul de credit, au constituit și un depozit conform programului la bancă. Un depozit de 3 rate de dobândă. Acel depozit, în momentul în care tu ai închis creditul de primă casă, îl recuperezi. Adică ți iei banii înapoi. Banii aia care te gândeai că probabil pe 30 de ani, dacă ai semnat contractul, rămân acolo, nu-i folosești, în acest moment tu îți scazi rata lunară și îți recuperezi și acei bani din depozit. Și foarte, nu te costă... Foarte, foarte tare. Iată ce înseamnă să ai puțină educație în domeniu și să te interesezi. Asta, te se întâmplă, asta se întâmplă în momentul în care te informezi, iar tu ca și client poți să iei așa fiecare bancă în parte, să vezi pe unde, cum o fi oferta mai bună. Însă, în momentul în care stai de vorbă cu un broker, brokerul știe toate ofertele din piață și îți expune. Există soluția asta, există soluția asta, există soluția asta. Pentru că, normal, că la noi este toată informația foarte acolo. Mulți oameni, când apare o problemă, se panichează să ne restrângem, să ne tăiem cheltuielile, să ne pregătim pentru dezastru. Dar tu ai spus că îți crește cifra de afaceri. Într-un context aparent defavorabil. Da. Cum ai făcut? Dar ce ne poți spune? Că poate anumite lucruri sunt confidențiale. Nu este nimic confidențial, însă ne uitându-ne la aspectele de suprafață, ci uitându-ne la profunzime. Uitându-ne la profunzime, ne uităm de fapt la faptul că noi suntem influențați în permanentă, în permanență, mental. Dacă mie suntem la televizor acum, da? Canal 33 e un program mai special decât celelalte, okay, și nu bombardăm oamenii cu chestii negative. Bun. Sau și dacă îi informăm, le comunicăm anumite evenimente cu conotații negative, o facem într-un context normal, nu alarmist, nu panicat. Dar, în general, foarte oamenii sunt bombardați cu lucruri foarte nasoale. În momentul în care tu stai în acel bombardament de lucruri nasoale, cum ai exprimat tu nu faci altceva decât să fii paralizat de frică. Cred că este clară pentru toată lumea. Oricine stă și se uită pe la știri și pe la toate așa, fiind bombardat, stă doar paralizat de frică. În viața acelui om se manifestă ceea ce el stă și se uită la acele lucruri. Și rămâne, dacă cineva, să dăm exemplu concret, dacă cineva la, în presă vine și spune nu mai cresc, nu mai crește aia, nu mai crește aia, nu mai crește aia, eu automat mi-am tras o concluzie. Deci pentru mine este nasol. În momentul în care am tras concluzia asta, eu acolo sunt. Eu neștiind că de fapt, ok, lucrurile se pot desfășura așa, că asta este ceea ce trăim astăzi. Dar eu dacă nu stau în poveștile alea, eu mă uit înainte, mă uit înainte, mă uit înainte. Eu nu mă uit nici la concurență, nici la ce spune X și Y, eu mă uit înainte. Care este scopul meu în viață? Să trăiesc bine. Ok, asta fac. Nu mă uit la că zice ăla așa, că zice ăla așa. Dacă eu mă iau după ce zice X și Y, exclud oricare altă posibilitate. În concret, ai introdus servicii noi, ai abordat noi clienți. Cum îți crești cifra nu, de afaceri? N-am introdus niciun serviciu nou, ci pur și simplu, în loc să stăm
bombardați de știrile negative, ne-am văzut de activitatea noastră. Și lucrurile, pur și simplu, s-au desfășurat. E pe concret. Adică, pare abstract, dar acel abstract, de fapt, dacă stăm să ne uităm cum funcționează lucrurile, acel abstract este pe concret. Dacă eu stau... Și nu pleci de la prezumția, domne, a crescut foarte mult dobânda față de ce erau obișnuiți oamenii, deci oamenii nu o să vrea credite, deci mai bine stăm în această... Nu. Dacă în mintea mea porneam de la această idee, eu rămâneam focusat în ea și aia se întâmpla în viața mea. Nu. Eu am zis, ok, când a venit pandemia, la fel s-au întâmplat lucrurile. Adică imaginează-ți că noi dintr-o dată eram în casă. Ce să nu întâlnim cu casă? Clienții, cum? Nu merg la bănci, chiar contracte. Am stat, ne-am uitat la lucruri, ok, a apărut povestea asta în viața noastră. Ce facem? Noi vrem să mergem în continuare, Și ulterior, lucrurile au început să se desfășoare. Exceptând acele, nici nu mai știu cât am stat în casă, 2 săptămâni, mă rog. Perioada de urgență. Da. Dar chiar și în acea perioadă, noi ne-am uitat cum putem să facem să mergem înainte. Pentru că chiar și stând în casă, aia nu însemna că noi nu mai avem dosare în derulare. Hai să zicem că nu preia un client nou, că nu pot să, decât dacă e vecinul, să-i bat peste ușă. Ne-am uitat cum să ducem dosarele la final, cele pe care le începusem. Adică am avut activitate oricum, chiar și închiși în casă fiind. Se schimbă felul de a face afaceri odată cu această pandemie și faptul că oamenii s-au obișnuit cu Zoom-uri, cu aplicații, cu... Anumite aspecte, da, s-au schimbat. Dar nu pot să spun că e vreo schimbare majoră. Adică... Dar afacerile importante tot în persoană le faci sau se fac? Da. Da. Pot să spun că pentru a micșora anumiți timpi, uneori apelăm la o platformă, oricare ar fi ea, și... Vorbiți în video sau... Da, da, da. Dar nu este o practică și, din punctul meu de vedere, nici nu va fi o practică prin care oamenii vor relaționa în anii ce vor urma. Atâta timp cât noi nu ne întâlnim om cu om și nu relaționăm om cu om, orice sistem informatic care există sau care va exista de pe lumea asta nu ne va schimba viața. Noi așa suntem obișnuiți să trăim și este absurd să credem că vom sta doar cu ochii într-un televizor și așa, doar așa vom relaționa. Ei, sunt unii care vor să trăim într-un metavers și să avem anumite personaje, anumite interfețe digitale ale noastre care să interacționeze în locul nostru. Și până la urmă tot la noi ne vom întoarce, pentru că de mii de ani noi așa trăim, adică despre ce vorbim? Cât o să stăm cu ochii în... Ba chiar pot să exprim că această poveste în viața noastră, dacă nu este utilizată corect, să-i spunem așa, pe mine mă poate ține cuprins și vorbim de rețelele de socializare. Aceste rețele de socializare pe mine mă pot ține cuprins în niște povești, poveștile altora. Eu, neuitându-mă la viața mea, cu cât stau mai mult cuprins în acele povești, eu nu înaintez cu nimic în viață. Mulțumesc, Valentin. Rămânem cu această concluzie. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Cred că a fost și informativă. Mi s-a părut foarte tare ce a spus Valentin. Că, iată, se pot face refinanțări și aparent fără niciun cost sau cu un cost infim, pentru că sunt bănci sau sunt oferte care acoperă ele anumite costuri implicate de această refinanțare. Chiar nu știam nici eu.
Deci mi se pare o informație extrem de utilă, informați-vă cum trebuie atunci când sunteți într-o astfel de situație și cred că a fost și inspirațională. Așadar, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a fost de folos și vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33, revenim după o scurtă pauză publicitară.